Vântul, care a bătut cu intensitate mare, a lăsat pagube însemnate. 3 autoturisme parcate regulamentar au fost distruse după ce un copac a căzut peste ele. Incidentul a avut loc pe strada Octav Onicescu, numărul 18, din apropierea parcului Mihai Eminescu. Autoturismele marca Dacia Sandero, Opel Astra și Renault Symbol au fost puternic avariate. Locatarii au sunat la 112. În scurt timp, la fața locului, au sosit pompierii și polițiștii locali. În cursul zilei de duminică, în urma fenomenelor meteo prognozate, respectiv vânt puternic și precipitații abundente, pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină în mai multe situații de urgență, cum ar fi arbori rupți de vânt și care au căzut fie pe mașinile parcate, fie pe carosabil, sau fire electrice rupte. Pentru înlăturarea pericolelor au intervenit atât pompierii militari cât și pompierii voluntari, dar și lucrători de la EON Distribuție Moldova, precum și drumarii. Cei mai revoltați de ceea ce s-a întâmplat sunt locatarii. Oamenii spun că au făcut o cerere în data de 31 octombrie, pe care au depus-o la primăria Botoșani. Au solicitat atunci tăierea teiului care punea în pericol siguranța oamenilor și a bunurilor acestora. Locatarii declară că nu s-a luat nicio măsură ca situația întâmplată să fie evitată. Către primărie, Octav Onicescu 18, în fața imobilului cu adresă mai sus, este un teiu uscat de cel puțin un an. El are 2 ani, că mai așa. Care riscă să se rupte. Da? E pus. Deci s-a făcut o cerere și nu a luat nimeni nicio măsură. Da, ce să faci? Da, asta nu-i prima. Nu doar copacii, ci și firele de înaltă tensiune au fost afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. În mai multe sate, oamenii au rămas fără curent electric. Și asta pentru că fie au existat incendii la stâlpii de electricitate, fie firele de înaltă tensiune au căzut. Am avut 4 localități la care a fost întreruptă energia electrică, care s-au rezolvat din cursul zilei de ieri, mă refer la Tudora Vorona, Ripiceni și Leorda. La data care vorbim, nu mai avem localități care nu sunt conectate la energia electrică. Din fericire, problema a fost rezolvată.